Da, am citit un, dacă nu greșesc, azi dimineață pe GSP, un articol interesant de, mi-aduc aminte numele, care au ca la federație acum. Nu. Doru? Doru, exact. Doru, cum îl cheamă? Viorel Doru, da. Da, exact. Și am văzut acolo, am văzut declarații lui foarte interesante referitor la aceste probleme care sunt deja de mulți ani în fotbal românesc. Acum nu pot să vă spun exact ce, nu aduc aminte exact ce a spus, dar sunt niște lucruri foarte interesante, o să-l mai recitesc și mi se pare foarte interesant, adică nu e normal să se mai întâmple așa ceva și trebuie luat niște măsuri eficiente pentru a evita, pentru a evita asemenea probleme, pentru că practic campionatul nu mai este un campionat, cum să zic eu, nu zic adevărat, dar nu mai credibil, adică nu poți să fotbalul nu mai poate să continue așa, vedeți și vedeți ce se întâmplă în alte țări, deci o mai mare atenție la buget, mai mulți manageri care trebuie să aibă grijă de buni, care trebuie să aibă grijă de bugeturile cluburilor, iată se ajunge, nu întâmplător se ajunge la asemenea probleme. E cam complexă situația asta, deci nu aș vrea să... evident că și eu nu aș vrea să se mai întâmple așa ceva. Deci, nu, cum a zis și Flavius, pe mine mai puțin mă interesează ce probleme au ceilalți. Noi, într-adevăr, trebuie să încercăm să facem tot posibilul să câștigăm cât mai multe meciuri, cât mai multe puncte, să acumulăm. După aia vom vedea. Deci noi trebuie să într-adevăr să încercăm să salvăm clubul ăsta din situația asta foarte, foarte complicată. Repet, e o discuție foarte complexă acum, dar articolul de astăzi mi-a plăcut foarte mult și cred că trebuie să ne dea de gândit foarte mult și dar mai ales trebuie să trecem la fapte, că toată lumea văd că vorbește aici, toată lumea, știți de ce se întâmplă fiecare an, dar toată lumea, nimeni nu ia măsuri în mod mai eficient. Deci, mă uit și eu în Occident, într-adevăr, nu se întâmplă așa ceva. Voi știți, am mai văzut așa ceva, la mijlocul campionatului să se întâmple asemenea probleme. O echipă să fie răpund de faliment, un clinceni, la fel, puțin. Ce măsuri se iau la Dinamo pentru a se evita situația în care este Dinamo a doua oară în insolvență, în momentul ăsta? Ce măsuri se vor lua? Deocamdată, repet, mergem mai departe așa, vedem, tragem linie la sfârșitul campionatului, după aia vom vedea. E evident că nici eu nu vreau să mai continuăm această agonie. Adică, pentru că s-a reflectat asupra și asupra randamentului echipei, în general. Deocamdată vom vedea, nu știu, o să vedem, nu știu. Avem totuși, v-am spus, pe Răzvan care se ocupă de problemele acestea. Vedem ce vom face. În primul să evităm retrogradarea, după aia vom vedea ce se va întâmpla. Se va face un plan pe mai mulți ani, pentru că la Dinamo se pare că se aduc în continuare tehnice pentru a acoperi aceste goluri și cred că s-au donat peste 100 de jucători în ultimii 3 ani. Da, e adevărat. Din păcate n-am avut de ales. Asta a fost strategia clubului. Sunt de acord cu tine. Aș vrea și eu să termine aceste probleme. Nu e simplu. Știți foarte bine situația clubului. Nu este simplu. Nu se pot rezolva așa peste noapte. Nu știu ce se va întâmpla, sincer. Mă gândesc deocamdată la prezent, la meciul de mâine. Dar nu e o strategie greșită, tot schimbând și evoluând jucători. Dinamo sezonul ăsta a luat mai mult de 50 de jucători. E pentru prima oară în istoria clubului de N-am avut de ales. Știți foarte bine, v-am mai spus, repetăm din nou același lucru. Ne-am venit acum, Flaviu, cât o lună, jumate, și am găsit o listă de jucători, dintre care 4-5, care nu mai doreau să joace. Și cu ocazia asta îmi pare bine că Steliano Filip a luat o decizie inteligentă de a se reveni în grup și de a fi folositorul Dinamo. Dintre care moralul cred că este foarte bun. E foarte bun. Acum urmează să Flaviu să decidă în viitor, cred că nu știu dacă mâine va fi, nu știu, vom vedea. Dar avem nevoie de el. Ne mai așteaptă 5 meciuri din acest sezon, nu? Din acest campionat. După care va urma aceste finale, le numesc eu, nu? Din play-out. Cred că e bun moralul. Eu l-am văzut, eram vorbit cu el, îmi pare foarte bine. Grupul l-au primit, nu, Flavius, cu brațele deschise?